Și mănăstirea Gura Motrului din județul Mehedinți, ce datează din secolul al XIV-lea și a cinstit astăzi ocrotitoarea. La sărbătoarea așezământului monahal, întemeiat potrivit tradiției de Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana, a participat preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva a început în dimineața aceasta la mănăstirea Gura Motrului prin săvârșirea acatistului și a Sfintei Liturghii de preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Răspunsurile liturgice au fost date de psalții Catedralei Episcopale din Drobeta Turnul Severin. În cuvântul rostit după citirea Sfintei Evangheliei, preasfințitul părinte Nicodim a vorbit despre evlavia voievozilor români pentru Sfânta Parascheva. Răznuim astăzi pe Sfânta Parascheva. Aici, la mănăstirea Gura Motrului, este hram. Sfânta Parascheva este ocrotitoarea acestei sfinte mănăstiri. Voievozii noștri din vechime, dinpreună cu Vasile Lupu, sau asemenea lui Vasile Lupu, au avut evlavie către Sfânta Parascheva. Am oficiat Sfânta Liturghie aici și îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru bucuria duhovnicească de care ne-a făcut parte. La finalul Sfintei Liturghii, părintele protosinghel Iacob Rusu, starețul mănăstirii Gura Motrului, a vorbit despre ocrotirea Sfintei Cuvioase Parascheva. Suntem foarte recunoscători Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, care veghează asupra acestei sfinte mănăstiri de aproape 6 secole și care veghează asupra Moldovei și asupra întregii noastre biserici. Cuvioasa Parascheva a fost plină de jertfelnicie toată viața sa, fără să ceară nimic de la nimeni, s-a jertfit pentru Hristos și pentru aproapele în rugăciune, a ars ca o torță permanent ziua și noaptea în rugăciune pentru toată lumea. Și asta face și acum, să știți. Cu cât suntem mai îndurerați și mai întristați, cu atât cuvioasa se roagă mai fierbinte pentru noi. Mănăstirea Gura Motrului a fost întemeiată potrivit tradiției de Sfântul Nicodim de la Tismana la sfârșitul secolului al XIV-lea. Mai târziu, în data de 13 ianuarie 1519, logofătul Harvat a ridicat aici o biserică mai mare. Între anii 1642 și 1643, domnitorul Matei Basarab a refăcut mănăstirea din temelii.